O echipă de medici care a fost solicitată să ofere ajutor medical de urgență a fost bătută cu cruzime de doi indivizi care au chemat ambulanța. Incidentul s-a produs duminică noaptea în localitatea Nișcani, raionul Călăraș. Șoferul ambulanței a fost lovit de mai multe ori în cap și a aruncat într-un șanț, iar felcerul este internat în stare gravă la spital. Potrivit Serviciului de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească, un tânăr de 26 de ani a solicitat duminică noaptea ajutorul medicilor, ajunși la adresa indicată, lângă un izvor din localitate, se aflau doi bărbați în stare de ebrietate. La întrebarea ce s-a întâmplat, felcerul echipei a fost agresat de către solicitant, iar la cererea de a se urca în ambulanță pentru examinare a fost lovit cu pumnii și picioarele la cap. În ajutor a ieșit conducătorul autoambulanței, care a fost lovit la cap și a aruncat într-un șanț. După fapta săvârșită cu cruzime, indivizii au fugit în direcție necunoscută. Contactat telefonic de One TV, vicedirectorul Spitalului Raional Călăraș, Ion Veveriță, a precizat că șoferul și felcerul au fost aduși la spital, iar ultimul se află în stare gravă. Felcerul de la NAMUP și șoferul s-au adresat cu diverse traumatisme. Felcerul a fost internat în secție de terapie, traumatism cranio cerebral închis, comoție cerebrală, contuzia craniului facial, adică nasului periorbital. Șoferul nu a fost internat, a fost examinat la tratament ambulator sub supraveghere medicului. Am încercat să aflăm dacă indivizii au fost identificați și reținuți, însă ofițerul de presă al Inspectoratului General de Poliție, Diana Fetco, nu ne-a răspuns nici la mesaje și nici la apeluri.